Acesta este Rodion Sukman. Ca în filmele science fiction, tânărul de 27 de ani tractează mașini, târie pietre grele și oprește automobilul din mers. Deși nu i-a ieșit din prima să urnească din loc un troleibuz de 17 tone, insistența care îl caracterizează l-a ajutat. Нужно было определиться, а именно в какую сторону тянуть, как тянуть. Ну и к тому же машина старая. И есть дополнительные стопора, которые стопорили как бы само движение. Плюс, так как оно не состояло из одного цельного транспорта, из двух частей, это как бы дополнительная сложность. Surprinși de cele întâmplate, mai în glumă, mai în serios, muncitorii de la parcul de troleibuze i-au făcut o propunere lui Rodion. Am văzut la televizor când de mașinile de este mici, dar de așa mare n-am văzut. Eu, ia ca uneori noi stăm, aici sunt pe linii unii nu-i toc. Vă 12, vă 14 oameni și noi de el împingem ca să-l... Dar aici e un om singur. Deși a absolvit facultatea de bănci și burse, Rodion spune că nu-și imaginează să stea toată ziua într-un birou. Acum el lucrează într-o agenție de bază. El spune că de mic era pasionat de sport, iar de la 17 ani a început să se antreneze pentru a ajunge la așa performanță. Rodion a luat mai multe medalii și titluri la concursurile naționale și internaționale, devenind de două ori campion al Republicii Moldova la categoria Strongman. Și pentru că succesul are prețul său, tânărul își petrece mai tot timpul în sala de sport unde ridică greutăți. Acolo tot se uită cu gura căscată la el. В основном это на многосуставные упражнения. Становая тяга, приседания, жим лежа. Там не работают большинство больших мышечных групп. Cei care au văzut ce face Rodion spun că și-ar dori să devină ca el. Vreau să fiu așa. Doar și vreau să particip la niște competiții cum și el. Лично не знаком, даже, если честно, с такими видами, как он, даже страшно подходить. Deși este mulțumit de realizările sale, tânărul mai are o dorință, să devină cel mai puternic om de pe planetă. Iar în asta îl susține soția sa. Rodion a participat în acest an la show-ul România au Talent.